O diagonală lungă a lui Piccolo pentru urcarea lui Ivo Pinto. Foarte bună trecerea lui Ivo Pinto, care a șters mingea înaintea lui Sălăgean. Ivo Pinto pasează înapoi. Acesta este o mare ocazie, o mare ocazie. Nu, e offside, e offside. Da, la centrarea lui Godmeș. Rapidul nicoară în prim plan, omul care aduce un plus de vitalitate în atacul CFR-ului. Îmi spui și mie cine a fost în offside? Eu am văzut semnalizarea de la margine. Francezul mută jocul pe flancul stâng la Diogo Valente. Aleargă Diogo Valente și prinde. Diogo Valente, pasă bună pentru Bastos și penalti! Cred că era Camora, să știi. Camora era. Pentru că Bastos era ceva mai devreme, da, în această Camora parte era dreaptă. Nu l-am atins. S-a văzut clar ceea ce i-a spus. Să vedem ce apare pe relorile noastre. Din nou penalti, din nou cadu, așa cum s-a întâmplat și în tur în sezonul trecut. 2-0 pentru Latis. 2-0 pentru CFR Cluj. Cadu a înscris și atunci tot din penalti. Este o imprudență a lui Antal, ieșea cu mingea în afara terenului, cred că nu mai avea timp de centrare, contează mai puțin. Decizia lui Tudor grea, dar luată corect. Cadu transformă de regulă, un singur penalti a ratat până acum, dar cu tehnică, cu sânge rece, l-a lăsat pe Coman să plece în dreapta sa. De regulă acolo bătea Cadu, cu piciorul drept în dreapta portarului. Acum l-a văzut pe Coman, gata să plece și l-a executat cu gestul tehnic necesar și suficient. 1-0, CFR Cluj, minutul 17. Antal a dat gol pentru Vaslui la Istanbul, dar face aici o greșeală flagrantă. Acesta este fundașul stânga al CFR-ului, portughezul Camora. El scoate acest penalti. A marcat un gol în campionatul trecut pentru CFR Cluj. Dar atenție, a luat 11 cartonașe galbene. Bate tare cu șiretul pe centrul porții, de obicei Cadu. Foarte frumoasă trecerea lui Zburla, excelent. L-a evitat pe Cadu. Centrarea lui Sălăgean, Marius Nicolae și mingea aproape că șterge bara. Cea mai frumoasă fază de atac a oaspeților. Pasă bună dată de Capetanos. În adâncime această minge spre Diogo Valente. Dacă avea noroc, mingea rămânea în el, dar iată, câștigă Capetanos pentru Diogo Valente. Un carambol prinde până la urmă Coman. Uluitor ce a vrut să facă acolo Pantelis Capetanos, singur cu Dani Coman, a preferat pasa în locul șutului. A greșit Haralambos, nu l-a văzut pe Capetanos. Capetanos, nu trebuia să tragă. Capetanos. El l-a simțit în spatele lui, în stânga lui. L-a simțit pe Diogo Valente. Nu. A știut că Diogo Valente acolo. A pasat între timp, a apărut însă Varela. N-are nicio scuză. Marius Nicolae, un șut apăsat cu stângul. Dar n-a lovit mingea cum trebuie. Prinde Mario Felgueiras. Mai multe tricouri vișinii în careul lui Felgueiras. Cât de frumos a curs această fază pe atacul Vasluiului. Iată-l pe Sălăgeanu din nou. Sunt Mărtean, agață mingea și încearcă să trimit periculos. Cred că a vrut să dea la colțul lung. Iată pasă în adâncime pentru Zburlea. De aici la Sunt Mărtean dă drumul la timp la minge pentru Marius Nicolae trage imprecis. Foarte bună fază, minge descoperită la 17 metri, Marius Nicolae cu piciorul stâng, piciorul său preferat, nu prinde însă spațiul porții. Iată încă o dată faza, da, Marius Nicolae are tot spațiul porții, are toată poarta în față, iată, se vede aici, caută să tragă în diagonală, însă execuția este lipsită de precizie, spre disperarea lui Marius Șumudică. S-a deschis scorul, Catalie CFR-ul stă mai bine decât Vasluiul, Coman! De surpoare, da. 2-0 cu două goluri marcate Cadu. Execută repede, Bastos din nou, Godmeș, scoate Coman! Reflex uimitor, Dani Coman o salvează pe CFR, acum chiar că a fost grea. Cred că a fost lovitura lui Bacarisare.
Da, da. A, nu, mingea l-a lovit în spate. L-a lovit în spate pe Haralambus, formidabil. Asta înseamnă, dragi prieteni, apărare om la om. Nu înseamnă... e capitanus, atenție, nu e capitanus. Da, da, să dea cu contul sau cu spatele. Caue, sunt Mărtean. Iată, sunt Mărtean atacat de capitanus. Sunt Mărtean încearcă să treacă. Este blocat, minge ajunge la doi, care dă o pasă bună! Șutul lui Marius Nicolae, prins însă de Felgueiras. Bună, bună acțiunea. Clujenii reproșează o poziție de offside. Nu e offside. Grea, grea fază. A ajutat arbitrul asistent de faptul că s-a putut ghida și a putut lua care per linia careului. Este Caue, este în doi, este stoperul Varela. Minge ajunge în zonă periculoasă. Bine executat sunt Mărtean, nimeni însă de la FC Vaslui nu a fost acolo să atingă mingea. Ce noroc a avut CFR-ul, sunt Mărtean a executat impecabil această lovitură liberă, cum nu se poate mai rău pentru portar. 68 este minutul aici la Cluj, 1-0 pentru CFR. CFR-ul a marcat în toate meciurile oficiale în acest sezon. Gol! Gol Bastos! Gafă uriașă în defensiva Vasluiului. Dar să nu uităm că Vasluiul a marcat după o fază asemănătoare în Giulești. Era Wesley atunci. Din nimic a ieșit această fază, inclusiv aruncarea de la margine obținută ușor de Cujun. Într-adevăr, un gol din nimic și poate din această cauză este un gol care pune capăt speranțelor vasluiene. După un gol primit în asemenea condiții, greu te mai ridici de jos. Lasă mingea să cadă Varela. Bine, a crezut că o să o atace Haralambus. Nu, Haralambus în fața lui. A, înainte, da. Da. Eu fi fost greu. Bastos înscrie așadar pentru 2-0. Edimar bate bine, Edimar! Mingea e în continuare în careu! Ce înseamnă să ai executanți buni? A fost Piccolo, stopperul Piccolo, care a avut 3-0 în bocanc, a călcat însă pe minge. A avut de două ori. Excelentă centrarea lui Edimar și iată Piccolo, care calcă pe minge. Nu i-au ieșit pașii acolo, să știu. Sau a fost prea sigur pe el. Pe rapid, la Ploiești, numai că unul pe Astra, celălalt pe Petrolul. Să-l vedem pe Dea, centrarea lui Dea! Gol! Bastos! Asta e grea. E greu de suportat. Se conturează o victorie clară a gazdelor. Fază splendidă reușită de gazde. Dani Coman privește lung, privește în gol, privește în golul 3. Dacă n-are dai nicio vină la niciunul dintre goluri. Privește în golul 3. Excelentă dezvoltare acestei faze. Se centrează cu dreptul, fii atent. Șutează tare Bastos din apropiere prin Dani Coman. Și așa cum anticipam, CFR-ul va câștiga acest meci. A sărit mingea lui Godmeș. A fost un hands acolo, se lasă avantaj. Godmeș însă acuză o lovitură. Reclamă. Tudor nu fluieră nimic. A căzut sunt Mărtean acolo. Ar fi bine ca Sălăgeanu să dea mingea afară. Oricum e blocat în acea zonă. Nu? Vasluiul continuă. Semn că rivalitatea este prea ascuțită ca să se mai țină cont de fair play. Cred că Tudor n-a văzut dacă a fost ceva acolo. Recunosc că nici eu n-am văzut. L-am văzut căzând dintr-o dată după ce a trecut pe lângă el în doi. Hai să vedem. I-a tras o palmă, așa este. O mișcare scurtă. Mișcare scurtă al lui doi, o palmă peste ochi, da. Încerca să se întoarcă cu mingea, a făcut hands, lasă bine lasă Tudor. Avantaj, da. Avantaj, trage de la distanță, Deac. Se ridică la timp Dani Coman și
prinde mingea înainte adversarului. Pune echipa pe contraatac dintr-o degajare cu mâna până la mijlocul terenului. Sunt Mărtean, sunt Mărtean, lângă el este în doi. Și Felge Iraș. Etapa viitoare, duminică, amintim, avem Vaslui, Panduri, Târgu Jiu, iar luni, Oțelul, CFR Cluj, Marius Nicolae, e pe dreptul, acum e târziu. Vine șutul de viață, suntem în al șaptelea minut de prelungire. Da. Vine și fluierul, ne pregătim să încheiem deocamdată intervenția noastră de aici.